Un antrenament la body shape durează 45 de minute. Avem grupuri între 20 și 25 de persoane la un antrenament. Formăm un număr de stații, lucrăm un fel de circuit de la o stație la cealaltă, facem echipe. Ne motivăm unii pe alții, avem un timer care trebuie să-l respectăm, avem pauze foarte scurte între stațiile care le lucrăm, practic, și încercăm să progresăm de la un antrenament la celălalt. Antrenamentele noastre sunt de tip cardio și HIIT. Noi venim aici ca să topim cât mai mult țesut adipos. Body Shape pentru mine este locul care m-a transformat. Locul unde am slăbit 45 de kilograme cu multă muncă, cu multă disciplină, cu multă ambiție și mult sacrificiu. Am fost la foarte multe săli de sport, nu am întâlnit conceptul care este la Body Shape, nu am întâlnit motivația care este la Body Shape, nu am întâlnit echipa care este la Body Shape. În primele 4 luni de Body Shape am pierdut 20 de kilograme. Pentru mine Body Shape înseamnă o altă familie. O familie unde am întâlnit oameni minunați, dedicați, exact ca acasă, oameni care prin energia lor, prin profesionalismul lor, mi-au dat tot ce aveam nevoie pentru a ajunge la versiunea de astăzi a mea. Soția mea venea la Body Shape de vreo 6 luni deja. Fiind în concediu, m-a forțat pur și simplu să vin la un prim antrenament. Au trecut 2 ani de atunci și peste 20 de kilograme. Viața mea la Body Shape s-a schimbat radical, atât la exterior cât și la interior. Am venit cu multe kilograme acumulate după cea de-a doua sarcină, cât și cu analize foarte proaste după cea de-a doua sarcină. Colesterol și triglicerii de 315. La Body Shape, în 4 luni de zile, am adoptat un stil de viață sănătos. Minus 13 kilograme în 4 luni de zile, cât și valorile analizelor în limite normale. Vin la Body Shape de un an și 3 luni, timp în care am slăbit 20 de kilograme. Îmi place foarte mult aici pentru că de fiecare dată găsesc o super atmosferă, muzică, energie și niște antrenori super implicați și motivați. Antrenamentele Body Shape sunt foarte, în primul rând, te motivează foarte mult oamenii din jurul tău. Toți au același target ca și tine, toți vin din același motiv ca și tine aici. Nu simți că cineva se uită cumva la tine, cum simți într-o sală obișnuită.